Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la un nou episod din seria Catching a Predator. Astăzi ne deplasăm la Târgoviște. Îl vom cunoaște pe Florin Petrache, zis și Johnny, un individ foarte... Satos băiatul nostru. Prietenos cu tinerii, un individ care s-a implicat în comunitate ori de câte ori a fost nevoie, un individ care a avut aparent o viață grea, a crescut la casa de copii și care, din bunătatea oamenilor, a mai primit o șansă să-și refacă viața, să fie ceva de el, să muncească, să aibă ce să pună pe masă. Din păcate, Florin a dat cu piciorul acestei oportunități și și-a bătut joc de oamenii care l-au ajutat. Cum? Ei bine, prin a le agresa sexual copiii. Noi am primit această filmare cu acest minor care, aparent, a fost agresat de mai multe ori de către acest Johnny. Băiatul, foarte speriat, nu știa ce să facă, așa că a decis să îl filmeze ca să aibă dovezi. Din păcate, tot nu a avut curaj să vorbească cu părinții, ci un colaborator de-al nostru de la Târgoviște a făcut rost de această filmare și ne-a trimis-o. În 24 de ore, împreună cu ajutorul vostru, am reușit să identificăm și victima, dar și pe acest Florin. Prin puțin social engineering, am reușit să îl prindem și să-l dăm pe mâna poliției. De când l-am prins, oamenii s-au mobilizat, mărturiile au început să apară, iar între timp am descoperit încă 4 victime. 3 dintre ele au pățit același lucru, ca și băiatul din videoclip, au fost într-un fel sechestrați, ținuți în brațe cu forța, pipăiți, atinși în zonele intime, iar unul dintre ei, din ce a declarat el, a primit doar, sunt puțin sceptic, mă gândesc că poate a fost mai mult, doar aceste mesaje vocale. Hai, trimite o poză cu zi, ne vedem mâine seară la WC-ul public. Până acum ai mai dat la cineva mâine să sugă ai sub și tu. Am mai dat online și primit, dar dacă vreți facem și noi amândoi, dacă poziți așa și nu știi. Puștean frumos ca tine. Eu nu am răbdare, vreau să ne vedem. Vreau să arăt că m-am împilat pe picioare, nebunule, și am piele fină. Vreau să-ți trimit o poză cu mine în pielea goală? Ești singur? Bă, oricum, te iubesc, să știi. Hai, trimite o poză cu... Tineretul din Târgoviște îl simpatiza. Mulți nu știau de aceste apucături bolnave ale lui, în timp ce alții știau de aceste apucături bolnave ale lui, dar nu le conștientizau, nu le înțelegeau, nu știau dacă pățesc și alții astfel de lucruri. Le era rușine să vorbească despre aceste lucruri, așa că au rămas destul de ascunse multă vreme, mulți ani de zile. Dar așa cum am spus de fiecare dată, este nevoie de o singură persoană să aibă curajul și să expună un pericol, ca mai apoi toate dovezile să iasă la suprafață, tot adevărul să iasă la suprafață, iar în acest caz acest individ să plătească. În urma implicării noastre, Florin este în acest moment arestat preventiv pentru 30 de zile, iar toate dovezile pe care le-am strâns până în acest moment al filmării, plus ce urmează să mai strâng zilele viitoare, că sunt sigur că sunt mai mulți copii, le voi pune la dispoziția Poliției Municipiului Târgoviște pentru a-i chema la audieri pe tineri și a strânge cât mai multe dovezi împotriva acestui agresor sexual. Dăm drumul acum la material și nu uitați, vorbiți. Este foarte important să vorbiți, să nu vă fie frică, că și puteți să fiți ajutați. Vreți să vii la mine? Păi nu, vin, nu vreau, nu. E un pic de zor, nene, cam mult aine, dar restul nu. Bine, o vezi? Mă aude cineva? Ce-ți plac, băieți sau fetele? Zici ce-ți plac. Sex să faci. Hai zi, ne vedem mâine seara? La toaleta publică, unde ți-am zis? A, păi și ce să facem? Ei, dacă vrei să o în gură, da. Te mângâi, te pipăi, nu? Hai, vii. Ia, ascultă. Mi-e plăcut de când te-am văzut. Bine, mă, hai, pa. Ia, două leacă, uite pe tine așa. Mi-ai scris că și tu la rândul tău ai fost abuzat de Johnny Nebunu. Da. Te-a mușcat de gât, te-a atins unde te-a atins și etc. Da. Când s-au întâmplat chestiile astea? Acum vreo 2-3 săptămâni aproximativ. Am ieșit într-o zi pe la sindicate prin oraș. Da. Erau mai mulți acolo, la care vine Johnny la mine, mă salută, mă îmbrațe, mă pupă și... Pe braț, nu pe urmă ceva. Uh-huh. Și după care am început să aceste cu un suc, inițial l-a refuzat. Deoarece mi se părea dubios. El tot insista, l-a mai refuzat de câteva ori, până mi-a zis, hai mă că suntem prieteni, mă duc, ți-am văzut să aceste cu un suc, am și eu bani. Zic, ok, dacă tu vrei, ok. La care el îmi zice, ok, hai să ți-l iau. Mergem la magazin, încearcă să-mi cumpere sucul, a încercat să plătească cu cardul, nu a reușit. Ea ieșit o tranzacție, după care mi-a zis, bine, hai să mergem să fac roze bani, am niște băieți pe care să-i ajut cu munca. Și am zis, ok, a mers, i-a ajutat, a luat banii, s-a dus, mi-a luat un suc, după care a zis, hai să mai stăm un pic să mai fumez o țigară. Dar de ce s-a dus și copilul ăsta cu urmă? Mă, nu vă mai duceți, mă, cu ăsta. S-a dus asta să-l ajute, să alea, să muncească. Am rămas acolo, pe lângă un gang în spate, nu știu exact de ce. Ok. Cum am ajuns acolo, mi-a prins o țigară, la care s-a dus, m-a luat pe la spate, efectiv mă ținea restrâns.
Ok. La care l-am întrebat, Johnny, ce faci? Ce pare mai faci? La care zice, hai mă că mă joc și eu, glumesc. Am zis, ok, atunci dăm drumul. Nu, că mai stăm un pic. Am zis, Johnny, dă drumul. Nu. La care el începe să-mi bage mâna prin pantaloni, direct prin altă, omul n-o avea sub tricoul meu pe piept, mă strângea de piept, mă mușca de gât, la care intrat și simt cum se duce spre pens. Zic, Johnny, lasă-mă în pace. Nu mă atinge acolo, că nu sunt ghis, am 14 ani, lasă-mă în pace. Ai, mie, mă era cu pinii, mă. El a tot încercat, mi-a pus mâna, la care am tras o repede din pantaloni. Mi-a zis, Johnny, hai să mergem. Eu mă duc, că am ceva de făcut. Și nu mă, hai mai să mă pic, termenește țigara. Să vă spun, a venit toată vara la Casa de Cultura Sunica, trebuie din Târgoviște, și atingea zeci de copii. Și nu eu exagerez cu absolut nimic. Vă spun sincer, a încercat să o atingă și pe prietena mea și eu mă băgam pentru ea, adică să nu o atingă. Când făceam asta, devenea agresiv. Spune-mi ce ți-a făcut ție, că am înțeles că și cu tine a avut anumite tente. E, mie mai dădea niște capace așa din când în când, mai venea, era mai agresiv, dar și o ripostam, adică mă apăram, nu dădeam în el. Mm-hmm. Pentru că mi-am dat seama, e un om în toată firea, eu sunt un copil. Nu mă pot pune la mintea unui adult. Corect? Da, corect, corect. Are zeci de cazuri de genul. Nu e doar cu noi. Venea și mă strângea în brațe rău, îi ziceam să termine și nu termina. Mm-hmm. Adică tot insista. Pii aceștia nu au avut curajul să zică părinților de nicio culoare. Da, am observat. Deci, cumva a devenit prietenul lor. Deci eu când mergeam în parc la Mitropolie și m-a văzut și de acolo m-a urmărit până la Casa de Cultura Sindicatelor. Okay. Dacă nu mă duceam la un magazin să-l mint, să-i spun că am treabă, tot mă urmărea. Okay. Și după ce am revenit, iar m-a urmărit. Și, și mie îmi făcea lucruri de genul, adică mi-a pus mâna pe cur, mi-a pus mâna pe mă să-mi tapă greșită ca tot de astea. Și a fost destul de nasol. La început toată lumea genul vedea că un om extrem de iubitor, adică lua pe toată lumea în brațe, nu avea nimeni o problemă cu el neapărat și m-a atins cam urât și credeam că a făcut el o glumă mai proastă așa. Și acum că am văzut lucrurile astea, acum știu 100% că el nu a făcut o glumă sau ceva. Da. Tu n-ai vorbit cu părinții, cu cineva de chestiile astea? Nu. De ce? Dacă a aflat asta, este urât că... Îl bate, a? Da. Și că a lucrat ăsta la croitorie sau la cinema Independența și că ar sta în micro 11 sau 9? Da, alo? Alo, salut! Florin Costache? Petrache, Florin. Mirel Stoica mă numesc, de la emisiunea Pe Urmele Prădătorilor. Ce faci, stimate domn? Bine. Ați auzit de emisiunea noastră? Nu, n-am auzit. N-ați auzit. Nici o problemă, o să vă explic imediat. Am înțeles că dumneavoastră sunteți din Târgoviște, corect? Da. Și sunteți o personalitate destul de cunoscută prin Târgoviște. Am înțeles că ați avut și o viață mai grea. Ați crescut la Casa de Copii. Da, nu pot să... Da, ziceți că da. Vă ascult. Da, am vrea să vă invităm la emisiunea noastră să vă ascultăm povestea vieții. Ați fi interesat? Aș fi interesat, ziceți. Când și cum? Bun, dumneavoastră locuiți în Târgoviște efectiv, nu? Păi eu locuiesc în Târgoviște din 92, să vă zic așa, sincer. Din 92, am înțeles. Dumneavoastră, când aveți drum pe la București, așa de obicei, sau când ați putea nu să prea, veniți? Nu prea am drum așa în București. Deci dacă am vrea să vă chemăm, n-ați putea veni? Ba da, aș putea să vin, n-ar fi o problemă, dar am gen persoane cunoscute care mă pot duce repede la dumneavoastră, nu e o problemă. Perfect, deci ați putea să veniți și astăzi la București, dacă ar fi să filmăm? Da, nu, n-ar fi o problemă. Dar emisiunea asta despre ce e vorba, dacă nu vă supărați? Despre poveștile de viață ale oamenilor care au trecut prin multe greutăți și au reușit cumva, în pofida tuturor obstacolelor, să se realizeze. O luptă cu viața. Bine, eu nu mă simt, eu nu mă văd un om realizat, mamă, vezi, Doamne, șmecherul orașului sau... Nu este vorba despre șmecherul orașului, este vorba de reziliența de a face față tuturor greutăților vieții. Pentru că ați văzut, cu toții ne chinuim în ziua de astăzi și încercăm să aducem la televizor poveștile oamenilor. Sunteți și plătit pentru această prezență? Nu e vorba de plată, că nu sunt eu la să cer bani sau să da, nu e vorba de... Dar nu vreau să știți, nu vreau să zic pe acea lume că, mamă, vezi, Doamne, cazul social, că pe mine chestiile astea cu cazul social nu mai mă... Nu vrem să vă punem în postura de caz social, ci în postura de luptător. Da, nu e vorba de asta, dar pe mine chestiile astea cu cazurile sociale, pe mine deja nu mă mai împacă sufletește, că... Râdea lumea cu curul și te ia lumea de râs și, mamă, da, Doamne, vrei să dai lecții de viață.
știți dumneavoastră, cred că mă înțelegeți ce vreau să vă zic. Vă înțeleg perfect, vă înțeleg perfect. Da. Nu, noi vrem doar să vă punem în postura de luptător, de învingător, nu de... hai să-l ajutăm pe amărâtul ăsta. Nu. Nu, în niciun caz. Și mie nu mi-a plăcut chestia asta, mie mi-a plăcut să-mi câștig banul meu muncii. Nu, mamă, vezi, doamne, uite, mă dau somari la mașina pe ăsta. Gen, am dat apartament la mașina cu chiria sau de asta, știți? Nu. Da. Unde lucrați momentan? Eu acum sunt la servici, la o croitorie, pot să vă zic. Mirel Stoica, București, dacă e da, da să știu. Da, Mirel Stoica, producător. Bine. Emisiunea Căutare de Prădători. Da, da. Mirel Stoica, ai de ajuns. Cum adică Căutare de Prădători? Stați că m-am băgat cu capul în pământ. Cu capul cu căutător de prăduitor sau cum? Nu prăduitor, stimate domn. Noi considerăm că greutățile vieții sunt provenite de la prădători, adică oamenii care ne vor răul. Am o să vă explic toată esența emisiunii, stați liniștit. Da. Da. Dumneavoastră, prin experiențele dumneavoastră, sunteți un vânător de prădători, așa se numește. Aha. Nu prăduitori, adică aia care fac 16. Da. Adică am reușit să depășesc toate problemele astea. Exact. Adică sunteți un învingător, despre asta este emisiunea. Da. Bine, aștept apelul de la dumneavoastră, da? Da, am și o întrebare, dar cum ați găsit? Păi, noi primim foarte multe mesaje de la foarte mulți oameni despre indivizi care au o poveste de viață și noi căutăm acum, vă dați seama, apelăm și să discutăm. Și puteți spune măcar o persoană, cineva a zis? Păi eu nu am această informație eu doar am primit numerele pe care să le spun. Problemă, atunci, da. O să aflați, bine. Adică când veniți o să aflați tot, cine v-a recomandat și toate astea. Bine, aștept apelul, mulțumesc, să trăiți. Bine, sănătate. Hai, Florine, în Căutare de Prădători. Bună seara. M-auziți? Sunt eu, Florin. Da, Florin. Da, Florin, salut. Nu vă sperați că v-am zis la băiatul ăla, că el, știți că el are dreptate, că am mai fost luat la mișto și de asta că am supărat el, da? Păi și asta e motiv de mișto, că, Doamne ferește, ai trecut prin greutățile vieții? Da, nu vedeți că unii... Bun. Dumneavoastră nu ne sunteți acum. Noi acum am pregătit, acum aștept să ne vină mașina să plecăm. Da, dacă e, o să mă sunați, că eu sunt la cinema, o să mă duc la cinema. La noi, în Târgoviște, în Impedența. Deci rămâne așa? Da, da. Bine, da. Atunci te sunăm, da? Da, bine. Bine, te salut, seara bună. Pa, pa, pa. Pam, pam. Da? Alo, salut, Florin. Să trăiți. Ce faci? Sunt până oraș. Frumos. Ia zi, peste vreo 40 de minute, vrei să ne vedem acolo la tine, la poarta Bucureștiului, unde e croitoria? Păi, dar nu stau eu la croitorie, eu sunt în oraș, dar nu stau acolo, nu dorm acolo. Nu, am înțeles că nu dormi acolo, ziceam să filmăm cadrele acolo. Nu, n-am voie, mă ceartă patronul, n-am voie. Păi nu în croitorie. A, la poartă sau unde? Afară, da, că gen, pe mine mă interesează poarta Bucureștiului să facem niște cadre cu tine. Da. Ok, ne vedem acolo pe la și 10 și un sfert, așa? Da. Bine, hai, ne vedem acolo. Bine, hai, sănătate. Salut. Mai fi cu cineva? Nu prea de văzut? Eu zic că da. Ești la stație la poarta Bucureștiului? Da, unde e poarta Bucureștiului, e o stație verde cu bandă de verde de LED. Aha, deci nu ești la magazin. Nu. Ba da, și magazinul e exact lângă poarta Bucureștiului. Mă vedeți pe mine într-un monorail. Aha. Unde sunteți? A, noi suntem aici. Da. Bă, da, frumos e poarta asta. Nu e... Ce faci? Salut! Sunt tot foarte bine, mă bucur. Doamne ajută! Salut! Este Mircea Stoicalia. Nu, a fost la filmare, este producătorul nostru, el este Andrei. Hai să traversăm. Las-o la jos acolo, stai puțin, să treacă mașinile. Și să luăm niște cadre frumoase. Așa, perfect. Sus acolo, te rog, ca să putem să luăm un cadru. Sus de tot. Ce dracu faci? Ia-te-mi lanterna, te rog frumos, ca să facem o lumină. Hai mai aproape noi. Roleplay. Așa, perfect. Acum o să te rog să spui salut, sunt Florin, bine ați venit la Târgoviște. Salut, sunt Florin, sunt din Târgoviște. Perfect. Așa. Haide, acum jos, te rog. Încolo, o luăm încolo, așa, să filmăm frumos, să pară așa mai sobru.
Tu câți ani ai? 41. Mulți înainte, mulți înainte. Și te-ai născut aici, în Târgoviște? Nu, în București. Ești bucureștean? Bucureștean. Și când ai venit la Târgoviște? Din 92. Încarcă mai multe de lui. Cum? O poveste mai urâtă. Mai... De asta suntem aici, să descoperim. De asta suntem aici, să descoperim totul, da. Despre tine. Eu am fost crescut la casă de copii, dar nu e o problemă asta. E vorba că, na, dacă ai puterea psihică... Deci să-i zici psihic. Da. Eu vorbesc acum din punctul meu de vedere. Păi și ce te-a încercat pe tine în perioada asta de casă de copii? Multe chestii, dar nu mai contează. Contează că despre asta trebuie să aflăm poveștile oamenilor. Adică ce nu vrei să dăm, nu dăm, îți dai seama, dar să te cunoaștem pe tine ca om. Noi am auzit de multe abuzuri la casele de copii. Adică am filmat multe. Da. Ai pățit? Nu prea, eu eram mai protejat. Erai protejat? A, n-ai fost. Mai protejat. Nu am fost chiar așa cum au fost alții, dar... Bătut, pedepsit. Aia nu mai zic. Aia nu mai zic. Ce aici? Se termină? Da, aici e un cartier, da. A, aici e un cartier. A. Aici e zona unde am lucrat eu mai de mult. Aha. Dar n-am înțeles pentru ce... Avem misiune în care prezentăm situații cu oameni care au reușit să învingă sistemul bolnav. Din care facem să parte. Să știți că pentru mine, noi avem o birocrație foarte spurcată. În ce domeniu lucrezi? Croitorie. Ești croitor? Nu, nu sunt croitor, dar sunt manipulant. Încarc, descarc, recepționez marfa. Și m-am băgat în multe domenii, adică am învățat în fiecare domeniu. Știu, asta am și auzit despre tine, că te-ai băgat în foarte multe domenii și asta ne-a... Deci determinat să vorbim cu tine, pentru că am auzit... Mai că... exact cine? Asta o să trească să o spună de la redacție. Noi nu știm informațiile, că nu le primim. Le primim pe parcurs. Le primim pe parcurs. Că ați primit vestea asta bună de mine. Da, o veste foarte bună, de altfel. Și, na, dacă putem să ajutăm, de ce nu? Mie nu mi-a plăcut să primesc ajutor de la cineva, fără să dau înapoi. Da. Ai dat înapoi, da. Știm, asta am înțeles că da. Mere verzi. Mere verzi. Mere verzi. Cum te cheamă? Petrache Florin. Și ce ai făcut? Dar nu trebuia să dați... Spune ce ai făcut. Am abuzat un minor, atât. Ce înseamnă atât? Ce înseamnă atât? L-am pipăit doar. Unde? N-avea copilul. 14 ani. Dar nu se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă, nu? Nu, mă jur. De ce faci astfel de lucru, copii? Mersi. Zi-mă, dragul meu, de ce îți place să abuzezi copiii? Zi. Nu vrei să-mi zici? Ba da, da. Zi. Îmi pare, nu mai fac. Nu, zi, de ce faci treaba asta? Ia zi. Îți place să-i pipăi așa? Să-i atingi? Nu mai, gata, nu mai. Păi mă jur, nu mai. Nu mai. E fixat în ta? Nu. Cum ai ajuns să ne postați aia cu copilul? Cum? Zi, cum ai ajuns acolo copilul? Vorbești? Da. Cum ai ajuns să ne postați? Cum ai ajuns acolo copilul? L-am ținut în brațe atâta, n-am făcut altceva. Cum ai ajuns să-l ții în brațe? De unde-l știi? De micro șase îl știam. Mm-hmm. Ai prieten de 14 ani? Nu mai am, avut, nu mai am. Zi-mi, te rog frumos, câți copii sunt? Și vezi că eu te întreb ceea ce știu deja. Câți copii sunt? Vrei sunt vreo trei atâta. Trei? Trei, da. Cum îi cheamă? Unul îi zicea... Și mai cum? Așa? Nu știu numele, mă... Așa? Și atâta. Care sunt... Patru copii. Trei ăștia au fost trei, bă, asta mi-a, da? Mi-a scăpat din greșeală, n-am zis s-a scăpat din greșeală. Da, nu, atâta. M-a zis, patru gata. Copii. Trei au fost. Și cu care dintre ei ai făcut mai mult decât ai făcut cu cel din videoclip? Atât, el. Oricum, la pușcărie, dacă ajunge și ajunge, nu vreți să știți ce se întâmplă? Că se află, nu știu dacă știți că se află. Nu vreți să știți ce se întâmplă la pușcărie, băieți. Ce se întâmplă cu ăștia cu copii? Nu vreți să știți. L-a fost primul. Minți. Nu vreți să știți.
Atât a fost el cu și cu... Vrei să scapi cu bine? Și cu taci. Da. Imaginează-vă că ea la pușcărie sunt pentru furturi, sunt pentru chestii, știi? Au un cod ăsta de onoare, cum ar fi, al lor. Și ei, în general, vă dați seama că sunt acolo stresați la maxim, adică sunt super nervoși. Și se descarcă după aia. Bun, atunci fii sincer. Sinceritatea o să te căiască. Hai, știu că-s copii. L-am mai luat în brațe atâta și l-am pipăit atât. Unde l-ai pipăit? Pe spate atâta. Minți? Și în zona lui intimă? Nu l-am. Minți? Pipăit. Minți? Vă rog, gata, să nu mai... Nu... nu te lovește nimeni dacă spui adevărul. Nu tremură inima mine, vă rog frumos, gata. Tremură inima? Da. Tremură inima. Și nu tremura și inima și în copiii aia pe care i-ai abuzat? Tremura, da. Tremura, nu? Și te excita asta? Ții, te excita, nu? Zi, bă, te excita! Da, îți plăcea, gata. Nu? Da. Să-i simți vulnerabil. Da. Da? Nu, așa, nu, eu nu. Nu, nu așa în halul ăsta, nu, pe bune. Te excita să-i vezi așa vulnerabil, nu? Și mici. Știi că tu ai meritat? Da. N-am deodorant. Am deodorant pentru tine. Ia. Nu? Ți-ai dat în cap. Ah, și hai, pe de jos. Doar atât am apuzat pe mâine, am pipăit atâta, n-am făcut altceva. Păi și te-ai oprit doar să-i scol și atâta, nu? Da. De ce n-ai făcut mai mult? Ți-era frică? N-a mai stat el. N-a mai stat el. A, n-a mai stat el, ce-a făcut? Da. S-a ridicat și a plecat. Dacă ar mai fi stat, ce se întâmpla? Îi făceai o labă? Da. Da? Atât. Vrei să-ți dea... Fața ta? Nu. Păi tu ce vezi? Pe fața ta? Nu. Dar unde vezi așa? Jos. Jos, nu? Ok. De unde l-ai cunoscut? La sindicat. La sindicat? Câți ani are acum? Sau cum s-a întâmplat? Are 14. Tot așa, 14. Tot de la sindicat? Da. Dacă venea tatăl băieților, mai scăpai cu viață? Nu. Nu mai scăpai cu viață, nu? Meriți ce se întâmplă acum? Da. Mă bucur. Hai că ești bine, da? Suntem bine. Stai liniștit. Suntem aici pentru tine. Suntem prietenii tăi. Nu vrem să-ți facem rău. Vrem doar să te ducem pe calea cea bună. Da. Da? Și care era al patrulea? Că mai este un nume. Nu, la mine a scăpat mie. Cum ți-a scăpat? Care era al patrulea? Care e faza cu el? Ia, scoate telefonul ăla din buzunar. Scoate și tu telefonul din buzunar. Vorbeai cu un băiat în seara asta să te vezi cu el? Zi. Cu telefonul ăsta ai filmat? Ce să filmezi? Ce face? Vorbeai cu un băiat azi? Îmi dai voie, nu? Să mă uit în conversația aia, da, cu băiatul, nu? Pe Messenger vorbeai cu băiatul ăla în seara asta să mergeți la o FIFA? Da. E băiatul de la abuzat, nu? Nu, e altul. Altul? Da, nu l-am abuzat pe ăsta. Iartam poze cu mine de la că se întâmplă altalea. A să mi le-a trimis cineva de pe YouTube, credeți-mă, nu l-am avut eu. Pornografie infantilă. Nu știu dacă există, mă frate, ajutor specializat, că către închiși ăștia, nu știu, habar n-am sincer. Da? Da. Și mi l-a trimis un adult din o altă țară, e plecat tot de România era. Da. Faci poze la copii? Nu. Cum nu? E mai des. Pornografie infantilă. Poze cu copii la școală? Cine-s copiii ăștia? E băiatul care merg cu el la corturi și are doi copii și nu... Aha. Interesant. Poze cu copiii lui. Da. Nu numai că trebuie să fie bun la fulgerică, Doamne ferește. Nu. V-ați convins. Stai că mai e un alt. Las. Gajut. Da, oricum pe tot.
Deci trei copii, da? Când s-a întâmplat asta? Când s-a întâmplat asta? E vreo săptămână. O săptămână? Da. Știi unde stă? Da. Știi adresa toată? Normal că știe, mă. Ia zi. Da. Ia are la telefon, o să vadă poliția, bine că o dovezi. Adresa, nu? Da. Dar n-am mai fost. Da, bine, sunt și martor. Sunt... Nu. De cât atunci? Nu, eram la tineret, s-a întâmplat. Imaginați-vă dacă aflau părinții mâncați și gurata. Asta e nimica toată, cred că dacă aflau părinții... Când n-ai mai fost la el acasă, adică ai fost? Nu, nu, la el acasă n-am fost niciodată. Nu sunt cineva. Cine? Alo. Ce ai făcut, mă, Petrache? A, tu vorbești cu noi acum, agent, te-ai prins că suntem noi. Da. A, salut, uite, suntem cu el aici. Ce-a făcut? Și acum suntem prieteni, mi-ai spus tot ce-i interesa. Mergi cu noi. Ai lucrat la teatru ceva? La cinema? M-am mai dus și pe la cinema. Aha. Da. Pe și unde erai cu copilul acolo? Erai într-un făișor? Da. Și nu vedea nimeni? Mai era cineva. Mai era cineva cu voi? Nu, copii, în curte era. Cine era? Doamne. Și nu ziceau nimic? Sau n-au văzut? Nu, era înăuntru acolo. A, am înțeles. Da. Și de când îl știi? De când era mai micuț. Și îți plăcea de el de atunci? Cam de la 12 ani. Îți plăcea de el de la 12 ani? Nu am legătura și vorbim dacă... Da, păi evident că o să ținem legătura. Stai liniștit, că... Da. Uitați ce-i face. Ce-i făcut, mă? Stai să văd ce nu spui, mamă. Pare rău, dar individul ăsta este un pericol și ești al treilea băiețel pe care l-a abuzat. Ce te-a făcut, mamă? Zi ce ți-ai făcut. Bă, tu ești tembel? Bă, tu ești tembel? Tu vrei să te strâng de gât? Jur că te strâng de gât! Eu am zis că ești băiat ca lumea, dar ești un nenorocit. M-am greșit, iertat. Ce? Bă, cine se iermă? Tu ești nebun la cap? Este. Da, trei copii. De ce nu spui mamă? Cum să-ți fie mamă rușine? Nu trebuie să-ți fie rușine. 14. Ok. Ești băiat mare. Oricum, ești foarte curajos că ai vrut să vorbești cu mine, da? Și nenorocitul ăsta o să plătească pentru tot ce a făcut. Doamne, eu jur că te bag în pușcărie, Florine. Jur pe sufletul meu că tu nu scapi. Copilul meu, mă, nenorocitule, venind aici în fața blocului la noi, nenorocitule, eu jur, Florine, pe sufletul meu, dacă nu era un om aici, te omoram eu cu mânuțele mele. Cu mâinile mele mă te omoram. E până la noi în fața blocului. Doamne, dar nu te credeam, Florine, așa. Mai sunt patru copii. Cine mai e mamă? Îl cunoști? Se intre la pușcărie omul ăsta. Nu merită să trăiască. Da, noi o să chemăm acum poliția să-l ia. Și nu asta... merită să trăiască. Să rămână. Avem nevoie de o poliție, vă rog frumos, pentru un agresor sexual de minori. Un individ a agresat un minor și acum avem informații că ar mai fi agresat sexual zilele trecute alți trei minori. Avem nevoie de un echipaj să le ia pe acest pericol. Pușcherii ai făcut, mă? Și când ai de gând? Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat. Taci o secundă, vă arăt direct ca să înțelegeți contextul. Avem pe acest individ și acesta este minorul. O agresiune sexuală asupra unui minor. El era aici de frică și individul ăsta... Când s-a întâmplat asta și unde? Când s-a... În parcul Tineretului, din ce am înțeles, când s-a întâmplat mai exact? Zilele acestea, din ce am înțeles. În această săptămână s-a întâmplat. Bun, am văzut, e ok. Eu bun. Despre ce este vorba. Ce s-a întâmplat, domnul Ocuri? M-am abuzat, dar l-am pipăit acum, nu știu. V-ați mai văzut cu ăsta mic? Da, m-am văzut, dar săptămâna trecută sunt. Acum. Nu mergeți nici lor, că scopii sunt. Poftiți? Să vă spună că scopii sunt, ne-a spus nou. Unde numai, la... Sunt patru copii pe care i-am abuzat până acum. Nu, trei. Trei în afară de copilul de aici, de față? Sau trei copii? Trei copii, dar trei copii. Da, vină cu mine, te rog. Haideți cu noi. Le-a pus cătușele,
La revedere. Ce scurt. Să trăiți. Suntem în fața poliției municipiului Târgoviște. În secție în acest moment se află agresorul împreună cu partea vătămată și mama acestuia. Florin zis Johnny. Florin zis Johnny. O persoană foarte cunoscută în municipiul Târgoviște. Am semnat momentan procesul verbal, acum așteptăm să fim audiați și presupun că o să ne ia și nouă denunțul, o să ia plângerea mamei. Doamne ajută, poate o să fie reținut acest individ în această noapte. Vă ținem la cură. Gata, nu vom fi audiați noi, vor fi audiați victima, mama victimei și Jegu, ordinar. Și apoi să vedem ce va dispune procurorul. I-am lăsat mamei numărul meu de telefon să mă contacteze cu orice și să mă... Are cum. Dacă ești și procurorul cu copii, la revedere. La revedere. Să-și pune la curent cu această situație. Chiar suntem foarte interesați ce se va întâmpla cu acest individ, Florin Petrache, de la Târgoviște. Zis Johnny. Zis Johnny. Johnny nebun, ha? Vreau să vă mulțumesc pentru ajutorul oferit. Am reușit împreună, ca și comunitate, în 24 de ore să-l identificăm pe acest agresor și să-l dăm pe mâna poliției. Uitați ce se întâmplă când ne punem forțele împreună. Domnule, cum ți s-a părut? Cu toate că a fost o acțiune interesantă și probabil vă veți simți foarte bine urmărind acest videoclip, ne dorim să nu avem de-a face cu asemenea cazuri și să fie cât mai puține, dar până data viitoare... Stați departe de prădători.